se vorbește despre existența unui pericol pentru ordinea publică pe care l-ar genera lăsarea sa în libertate, dar din păcate pentru noi și pentru dânsa, acest pericol pentru ordinea publică nu este niciodată indicat. Nu este niciodată indicată proba sau probele din care rezultă acest pericol pentru ordinea publică. Și ea reclama și în fața instanței faptul că dacă apreciez că lăsarea în libertate a cuiva este pericol pentru ordinea publică eminamente din încadrarea faptelor, din limitele de pedeapsă, înseamnă că nu mai ești niciodată din arest. Declarațiile avocatului, sigur.